O viață avem, români, și o cinste. Deșteptați-vă, că am dormit destul. Un singur lucru vă cer. Voi ați adus sara acolo unde este? Voi să o duceți unde este cuvine să fie. Am învins! Noi avem alte legi, ale răbdării. Iar dacă va fi nevoie, vom ști să ne apărăm și împotriva oștilor care au cucerit Constantinopolul. Ce s-a făcut cu moștenirea lui? Unde-s părțile de peste munți? Unde-i Amlașul și Făgărașul? Unde-i Marea cea mare? Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu un împrumut de la copiii noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu.